Pasajul Unirii din centrul capitalei pare blestemat. Încă un accident bizar a fost surprins de camerele de supraveghere din tunel. O dubă a lovit unul dintre ventilatoarele de aerisire și l-a smuls cu totul din perete. Se pare că șoferul nu a estimat corect distanța și a agățat ventilatorul cu prelata care acoperea bena autoutilitarei. Mașina a suferit avarii serioase, dar nu au fost victime. Ventilatorul din pasaj urmează să fie înlocuit pe cheltuiala șoferului responsabil.